Doamne ajută, bun găsit tuturor, să rămână Părinte Maxim. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați răspuns pozitiv invitației mele de a realiza acest interviu. Spunem noi, important privind tema pe care vom discuta astăzi, în special pentru credincioșii români care locuim aici în Canada, departe de casă. Nu cred că este necesară o prezentare a biografiei Sfinției voastre, pe de o parte, pentru că sunteți cunoscuți celor care urmăresc acest portal, foarte interesant și util doxologia, datorită articolelor și desigur a interviurilor pe care le-ați realizat de-a lungul vremii, iar pe de altă parte, pentru că sunteți un specialist în domeniul spiritualității ortodoxe. Tema interviului nostru este rugăciune și ortodoxie în contextul canadian. Părinte Maxim, ați venit relativ recent în Canada și pentru început aș dori să le spun celor care ne urmăresc pe scurt activitatea Sfinției voastre din ultima perioadă. Părinte Nicolae, vă mulțumesc foarte mult și pentru provocare și pentru faptul de a dialoga și pentru bucuria pe care ne-o prilejește fiecare întâlnire. Așa cum ziceți, sunt venit destul de recent și m-a spus într-o situație foarte ciudată, pentru că de obicei eu sunt cel pus în postura de a adresa întrebări și de a-mi chestiona intervievații. Și de această dată mă găsesc cumva ușor stânjenit în postura aceasta de a fi cel care vorbește despre mine și de a fi cel care trebuie să răspundă întrebărilor iscoditoare ale precuceniciei voastre. Într-adevăr, precum a spus, lumea mă cam cunoaște, cel puțin portalul Doxologia, Radio Renaștere, Episcopia Canadei, din cele aproape 10 luni și mai bine decât sunt aici, au început să mă cunoască. Vrând nevrând nu scapă de gura mea mare și de faptul că sunt tot mereu prezent în tot felul de activități. Sunt bistrițean de origine, născut la Salva, județul Bistrița Năsăud, în anul 1991. Am studiat inițial în școala generală din localitatea în care m-am născut, la Salva, și apoi mi-am îndreptat pașii înspre Cluj, unde am studiat la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care l-am absolvit în anul 2010, doamne ce mult a trecut de atunci, ca șef de promoție, iar apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În paralel, am absolvit și Facultatea de Istorie a Universității Clujene, pentru că la un moment dat mi-am dorit să aprofundez anumite chestiuni care țin de istorie și de modul în care poate fi ea înțeleasă, dar în același timp și să am altă perspectivă asupra unor probleme care pot să fie complexe. Mi s-a părut că teologia prin istoriile bisericești predate nu mi oferă întru totul o perspectivă atât de amplă și nu mi-a părut rău că am studiat la Facultatea de Istorie, pentru că am avut acolo profesori mari, o parte dintre ei trăiesc și astăzi, profesorul și academicianul Ion Aurel Pop, cu care am studiat istorie medievală, profesorul Nicolae Bocșan, fiertat, care era bănățean de origine și care era un om extraordinar, cunoștea arhivele, parcă era propriul lui buzunar, orice document de arhivă era atât de cunoscut și citat din memorie. Oameni mari, academicianul Edroiu, oameni de prim calibru a istoriografiei, la fel ca și în teologie. În teologie am avut profesori mari, ca și am prins generația veche a celor care fondaseră, refondaseră în 1990 Facultatea de Teologie de la Cluj, inițial ca institut și apoi ca facultate, părintele profesor Alexandru Moraru, cu studii la Oxford, părintele profesor Ioan Vasile Leb, care și dânsul studiase în străinătate, părintele Ioan Chirilă, care în vremea studenției mele fusese decan și apoi a fost ales președinte al Senatului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Deci, părintele profesor Stelian Tofan, unul dintre cei mai mari bibliști pe care i-am cunoscut și unul dintre oamenii care pot să zic că m-au format. Deci, apoi, sigur, mulți alții oameni de calibru intelectual, dar și uman, de calitate umană aparte. Iar după aceea, sigur că am terminat facultatea la Cluj, am făcut masteratul tot la Cluj și în istorie și în teologie. Am început un doctorat și între timp s-au evit felurite burse care m-au pus în postura de a fi peregrin, peregrinul transilvan într-o formă sau alta, inițial la Coșiță, în Slovacia, în 2014, pentru o perioadă scurtă, apoi în Franța, în 2015, pentru 4 luni, unde la Abație Benedictină am făcut un așa zis stagiu. La vremea respectivă aveam, cred că și acum Arhiepiscopia Clujului are un parteneriat cu Abația Benedictină din Oncalcat, care se găsește la 70 de kilometri de Toulouse, în departamentul du Tarn, și este o abație de tradiție în spațiu catolic, care mai bine de un veac și vreo 3 decenii de existență, înființată pe 1894, dacă mi-aduc aminte, și o istorie bogată. Și acolo, pe vremea când în alt preasfințitul Iosif, mitropolitul nostru de la Paris, era student, a făcut un stagiu, a învățat limba franceză, s-a integrat în viața comunității, cumva dorind să cunoască, se apropie de catolicism. Și s-a creat o relație atât de frumoasă între ei, încât an de an, noi trimiteam un tânăr care să se sau doi tineri care să se formeze în această abație, să ia contact cu spiritualitatea, cu biblioteca bogată. Abația din Oncalcat avea o bibliotecă de vreo 200.000 de reviste și 100.000 de cărți. Deci vă puteți imagina, o clădire imensă era biblioteca, dar biblioteca abației din Oncalcat, urmând ca apoi să
Și ei să-și trimită și și-au trimis din vreme în vreme novicii în mănăstirile ortodoxe ca să ia contact cu spiritualitatea noastră ortodoxă. Eu cred că acesta este acel ecumenism la grassroots, de la rădăcină, de la bază, care ar trebui făcut, nu cel atât de dogmatic și de aulă, pentru că, Doamne iartă-mă, dar de foarte multe ori acolo se spun minciuni și se aplaudă tot felul de lucruri care n-au neapărat de a face cu ceea ce înseamnă realitatea în viața practică propriu-zisă a bisericilor. Ei, din nou încălcat, apoi am plecat la Institutul Ecumenic la Geneva, pe care l-am absolvit în 2018, am mai făcut un stagiu la Graz și la Belgrad, iar în 2018 s-a evit o bursă la Roma și am rămas acolo vreme de 3 ani, context în care, în paralel cu doctoratul de la Cluj, pe care l-am terminat în 2 octombrie 2019, atunci am avut susținerea publică, am făcut un masterat și un doctorat în științe sociale, în sociologie, la Universitatea Pontificală Angelicum, cea mai veche din sistemul acesta pontifical. Mai mult de atât, ce să vă spun, în 2014 am depus voturile monahale și am fost pentru o scurtă vreme duhovnicul mănăstirii de maici de la Salva, din județul Bistrița-Năsăud, chiar din satul meu natal, așa a fost gândul al preasfințitului Andrei și m-am conformat la vremea respectivă, urmând ca, sigur, după câteva luni să plec în Franța, iar apoi am, ca preot, am devenit cumva slujitor în instituțiile și în țările prin care am trecut, încercând să deservez biserica noastră ortodoxă la Sfintele Altare, care erau în vecinătate. Când eram la Geneva, slujeam cu precădere la comunitatea din Chambezi, care era aproape de noi, din Institutul Ecumenic, unde era părintele Virgil Vâlcu, un preot deosebit și cu o anvergură domnicească aparte. Iar după aceea, când am fost la Graz, după ce m-am întors de la Geneva, am slujit o vreme cu părintele Liviu Vâlcea, care îi port un respect deosebit. A fost cea mai plină biserică de diaspora pe care am văzut-o vreodată la Graz, la părintele Liviu Nicolae Vâlcea. Și apoi, în Italia, sigur, am deservit Episcopia Italiei și ca delegat al preasfințitului părinte Siloan și lăstui părinte Atanasie, fie am slujit la Paraclisul Episcopal de la Roma, din Pomeția, fie am fost pe teren în diferite situații și contexte. Iar la sfârșitul activității mele în Italia, unde am fost inițial ca masterant și doctorant, iar apoi și ca cercetător postdoctoral, pentru că în 2020, în contextul pandemic, m-am întors în țară, am venit din nou la Roma cu gândul că trebuie să-mi termin doctoratul și că am nevoie de un pic de timp în care să mai stau în bibliotecă. De această dată cu bursa Vasile Pârvan, care era postdoctorală, pentru că între timp terminasem doctoratul la Cluj. Iar la sfârșitul postdocului, mă rog, realizând o serie de interviuri pentru doxologie, am intrat în contact și cu preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul Canadei, care, după acest interviu, sigur, în urma unui dialog, mi-a lansat invitația de a mă alătura episcopiei Canadei. Și iată-mă aici. Acum, ce s-a petrecut în momentul când am ajuns și până astăzi, știți mai bine decât mine. Vă mulțumesc frumos pentru acest traseu interesant. Într-adevăr, este un traseu foarte stufos, aș putea să spun, pentru că nu este ușor să mergi din țară în țară, să studiezi pe de o parte și pe de altă parte să intri în contact cu toate comunitățile românești care, până la urmă, sunt diferite. Și aici vreau să ajung. Vedem că aici, în Canada, totuși, diaspora românească din Canada are ceva aparte, zicem noi. Ce ne puteți spune? Cum îi simțiți pe cei de aici? Pentru că de când ați venit, mai bine de 10 luni, spuneați sfinția voastră, slujiți la Catedrala Episcopală din Saint-Hubert, din Montreal, o comunitate bogată, comunitate mare, cu multe nevoi duhovnicești. Desigur, ați venit și în perioada pandemică, în care restricțiile au fost destul de mari, cel puțin în zona Quebecului. Însă, cu toate acestea, știm bine că preotul este acolo în prima linie de fiecare dată și prima activitate pe care, sau mai bine spus, activitatea principală o are atunci când spovedește. Cum a simțit românii de aici din Canada față de ceilalți din țările prin care ați spus sfinția voastră? Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Mulțumesc pentru întrebare. Acum, niciodată n-am încercat cumva să ierarhizez sau să compar ceea ce am întâlnit. E adevărat că există nevoi diferite, contexte diferite, activități diferite, categorii sociale diferite în felul de locuri prin care am trecut. Bunoare, Elveția, avea o pătură intelectuală foarte puternică și rafinată. La Chambezi, de obște, comunitatea era compusă din profesori universitari sau din oameni care aveau o pregătire solidă. Nu puteai să predici orice, aveau pretenții, așa că în Canada, la sfârșitul slujbei, veneau și îmi spuneau ce le-a plăcut sau ce nu le-a plăcut din predică. Plus că am slujit cu mari giganți și am avut o experiență la un moment dat între cei care slujeau în mod constant la comunitatea părintelui Vâlcu, se număra părintele profesor Ioan Sauca, actualul secretar în exercițiu al Consiliului General, în exercițiu al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, și părintele Viorel Uniță,
părintele consilier patriarhal, era o somitate. Eu tremuram numai la gândul că slujesc cu părintele profesor Viorel Ioniță, pe care citisem de pe băncile seminarului și care îi devorasem studiile și articolele și cărțile. Și m-am numerit odată că părintele Ioniță a citit Evanghelia, după care s-a întors, mi-a pus crucea în mână și a zis: părinte Maxim, floriți yours, poftiți la predică. Nu vă puteți imagina, am pregătit eu câteva idei, dar numai eu știu cum am scos-o la capăt. A fost o experiență extraordinară și știind și pretențiile care existau în comunități precum cea de la Chambézy, unde românii noștri, asta trebuie să vă spun, slujeau într-un demisol pe care le dăduseră grecii în centrul ecumenic de acolo, centrul ortodox de fapt de la Chambézy. Și ce era interesant, grecii aveau un mitropolit în fiecare duminică la slujbă, aveau, sau chiar mai mulți, episcopi, depinde de context, și slujeau în două locații și aveau în general în catedrala imensă de la Chambézy, undeva la 50-70 de oameni. Noi slujeam într-un demisol, vai mama noastră, cu un părinte cum era, cu o strană cum era, și aveam peste 100-150. Și episcopul nu știu dacă venea o dată pe an la Chambézy, la hramul comunității. Asta spune multe despre munca părintelui Vâlcu și despre ceea ce se întâmpla acolo și emulația care exista. Urmă, în Italia, comunitățile erau mari, dar și o dinamică extraordinară și am slujit în felurite comunități și fiecare și avea specificul ei. De foarte multe ori, specificul comunității ți-l dă și preotul, dar nu în mod obligatoriu, pentru că, cum e la noi în Canada, uneori preotul se formează după comunitatea și după nevoile ei. Ai venind aici, am descoperit un pic un alt context, am mai spus-o și cu alte ocazii, aici s-a produs în general o migrație a creierelor, oamenii au un anume nivel de pregătire, au anumite așteptări, poate că uneori au orgolii mai mari decât aveau în Europa, unde se mulțumeau cu anumite lucruri, dar mie îmi face plăcere ca după predică să vină credincioșii să-mi spună ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, de la chestiuni tehnice până la chestiuni teologice și să urmeze o dezbatere. Iar comunitatea de aici este una deosebită, bine închegată, e meritul părintelui Daniel Sandu, care a fost înaintea mea, e meritul preasfințitului părinte Ian Casian, care a reușit să-i țină aproape de biserică, și e la fel o comunitate din aceasta de high level, care te provoacă întotdeauna și sub aspectul slujirii și sub aspectul rugăciunii. Așa cum ziceți, cele mai mari provocări pentru mine au venit în ceea ce privește spovedania, dar acestea în general sunt chestiuni pe care nu le împărtășim niciodată, că suntem condamnați să le ducem cu noi în mormânt. Însă ceea ce e foarte interesant și cumva deosebit de ceea ce găseam în, poate și în Italia, e faptul că oamenii sunt aici mult mai introspectivi și de foarte multe ori, spre deosebire de Italia, unde cu anumite categorii de oameni efectiv realizam o spovedanie care însemna o trecere în revistă a anumitor păcate cotidiene, poate și pentru că exista o frecvență mai deasă a tainei spovedanii acolo, că fusese încurajată în acest sens, nu că aici n-ar fi încurajată, dar aici ține și foarte mult de dorința omului. Aici, de foarte multe ori, spovedania merge mână în mână cu consilierea și nici nu știu dacă de multe ori realizez propriu-zis o spovedanie sau ea ocupă atât de puțin timp din tot dialogul, pentru că în mare parte nevoile sunt altele. Aici conștientizăm și noi că suntem la capătul pământului, geografic vorbind, și nu numai, bine, sunt și puncte mai îndepărtate. Sentimente precum singurătatea produc daune mult mai mari și de foarte multe ori e nevoie ca omul să fie ascultat în ipostaza în care este. Și apoi că m-ați provocat cumva. Am venit sub niște auspicii foarte ciudate. Am prins auspicii ciudate și în Italia, pentru că am prins acel lockdown groaznic din 8 martie până prin 6 mai 2020, deci aproape 2 luni închiși în casă, context în care eu totuși, echipat cu o geacă în care scria că fac parte din serviciul de dezinfectare al nu știu cărei firme, împreună cu un consilier de la biserică, am ieșit aproape să, în fiecare seară, îmi fac autodenunțul, am spovedit, am împărtășit la postul Paștelui, oamenii ne așteptau, nu se putea să-i lăsăm ne... Și Dumnezeu ne-a ferit de toate. La un moment dat am prins un filtru imens, mi-aduceam aminte zilele trecute cu domnul Petrică Pop de la Roma, că am prins un filtru imens, erau vreo 12 mașini oprite și pe noi ne-au trimis repede de acolo, nu ne-au oprit nimeni, nu ne-a cerut niciun document, în condițiile în care toată lumea era oprită. Aici când am venit, am ajuns în 25 decembrie, pentru că zborul a avut o întârziere și trebuia să ajung în 24 și am ajuns în 25. Și cred că la 1 ianuarie sau imediat în 31 ianuarie s-a și declarat un lockdown care ne-a ținut pe loc până undeva spre mijlocul lunii martie. Nu, prima parte a lunii martie, dacă mi-aduc eu bine aminte. Este că bisericile au fost închise, s-a slujit cu minimum de credincioși, cu strict cu eu, cu dascălul la strană și cu cineva în altar. Și într-adevăr, auspiciile nu au fost foarte plăcute, era atât de straniu, doar că mă obișnuisem din Italia să slujești cu biserica închisă. Deci ceea ce a fost fascinant și fantastic a fost faptul că în momentul când s-au deschis bisericile, oamenii au venit,
și se comportau de parcă mă cunoșteau de viață, așa că nu s-a creat o separație prin faptul că ei n-au fost prezenți, că ne-au urmărit online și nu s-a creat acea ruptură de care ne temeam noi foarte tare, că dacă se închid bisericile, nu o să mai vină lumea la biserică. Am văzut în Italia, lumea a venit cu mai mare frecvență decât venise înainte de pandemie, poate tocmai dintr-o nevoie din aceasta de a redescoperi importanța vieții sociale. Și văd și aici, treptat, la Sanibel, lumea e tot mai multă pe duminică ce trece și ceea ce e foarte frumos, că m-ați întrebat despre particularitățile comunităților românești din Canada, nu știu cum este la Windsor și în alte părți, dar noi avem o comunitate tânără. Pe de o parte, pentru că media de vârstă nu e foarte mare, în general, cei care formează grosul comunității se regăsesc undeva între 40 și 50 de ani cel mult. Rare sunt cazurile care cresc media de vârstă a comunității, dar avem extrem de mulți tineri de vârste din acestea, de la 5 ani și până la 19-20 de ani, care vin și mai mult decât atât sunt interesați. Noastră știți mai bine că aveți mai multe vechime în Canada, cât de provocatoare este școala duminicală aici și tinerii de aici sunt încurajați să pună întrebări și atunci pentru mine e o adevărată bucurie de fiecare dată când am ocazia să discut cu un tânăr. Ai noștri tineri nu vin în altar bună oară fără să aibă o întrebare, două pregătite și fără să medităm împreună la ceea ce înseamnă ea și fără să găsim. Și nu merge să le spui lucruri din acestea pe care le-am învățat noi poate că din cărțile acelea vechi din anii 50 pe care s-a așternut praful, pentru că ele trebuie cel puțin formulate într-un mod care să le fie lor atractiv. Iar o chestie care mi-a plăcut foarte mult, cred că am mai spus-o și în alte ocazii, e faptul că dacă în Italia foarte mulți copilași insistau să-i spovedesc în italiană, aici, în deopște, sunt foarte rare cazurile. Chiar dacă o stâlcesc pe românește și amestecă cuvintele cu franceză, cu engleză, cu ce este, copiii insistă să vorbească românește. Așa se spune multe despre educația pe care o primesc, despre nivelul părinților, despre toate acele lucruri care, până la urmă, pentru noi sunt importante și care au o dimensiune identitară. Este adevărat, pentru că una dintre provocările cele mari ale părinților, și acum mă gândesc la familia mea, este aceea de a păstra limba, de a păstra credința, pentru că aici copiii, întâlnind sistemul școlar, folosesc foarte mult limba zone, aș putea spune, în Ontario, unde sunt eu, limba engleză, la Sfinția voastră, probabil limba franceză, și atunci ne străduim foarte mult, desigur, să, atât cât putem noi, să folosim limba română în orice context posibil, dar și aceasta este o provocare. În același timp, copiii noștri nu trebuie să se simtă marginalizați sau diferiți față de alți copii din țara de adopție până la urmă, pentru că fiind aici, probabil că ei vor trăi mai departe în această țară și de aceea provocarea cea mare, mă gândesc eu, este aceea de a-i face să fie cetățenii acestei țări, în același timp să-și păstreze și identitatea. Preasfințitul Siloan avea o vorbă care mie mi-a plăcut, tot timpul o spunea la predică, zice: lăsați-i pe copii să vă învețe limba italiană și învățați-i voi românește. Cred că e valabilă și aici. A fost o plăcere, cred că în prima dată când ne-am întâlnit noi personal la tabăra de la Mono, am avut și o seară din aceasta în care s-au cântat cântece românești. A fost extraordinar de frumos și de plăcut să-i vezi pe tine noștri ce muzică ascultă. Că nu ascultau genuri din acestea triviale, ascultau muzică românească de pe vremea părinților mei, pe care și eu am ascultat-o. Și cred că asta ne dă speranță până la urmă, nu? Să mai ascultă tinerii de astăzi Dan Spătaru, mai ascultă tinerii de astăzi, mai știu ei Dorobanțu și alții. Adică mi s-a părut o chestie frumoasă. Părinte, spuneați și vorbeam puțin de catedrală. Haideți să vedem ce activități aveți la catedrală acolo cu tinerii. Știu că nu v-ați oprit din scris, în primul rând, haideți să începem cu aceasta, pentru că scrieți și am primit și eu, vă mulțumesc frumos, câteva dintre ultimele noastre cărți, dar, în general, ce activitate aveți la catedrală cu acești tineri, copii, care, așa cum spuneți, într-adevăr sunt într-o căutare a tot ceea ce înseamnă românesc, spirit românesc, specific românesc? Acum, chestiunea scriitoricească nu e neapărat implicată în activitățile pe care le-am eu cu tinerii. Deși am și tineri care citesc anumite lucruri pe care le scriu și care vin să mă întrebe. Bună oară, un tânăr, da, e adolescent, a venit cu cărticica aceea despre Maica Domnului să mă adreseze câteva întrebări și să-mi spună că gândim de un fel în chestiunea care privește femeia ca și abordare socială. Și mi-a plăcut foarte mult, așa că am avut feedback și sub acest aspect. Dar, în general, activitățile cu tinerii sunt destul de variate și ele îmi aparțin într-o mică măsură. Eu am găsit deja aici un nucleu coagulat și atunci n-am făcut altceva decât să încurajez anumite lucruri.
și unde s-a putut să fiu și eu prezent, pentru că de multe ori prezența noastră ca și preoți în cadrul activităților dă un imbold aparte și motivează, are un rol motivațional. Și atunci, până oară, eu am găsit aici o școală duminicală foarte bine organizată de către doamna Anca Coza, pe care m-am străduit să o încurajez. Și, slavă Domnului, am avut rezultate frumoase. Bună oară, la Festivalul Episcopiei am avut 4 candidați la 4 secțiuni și am luat 3 premii întâi și un premiu 3 cu tinerii parohiei noastre. Avem tineri care studiază muzică psaltică cu doamna Corina Popescu. De curând am încropit un mic cor cu tinerii care se pregătesc pentru colind de sâmbătă. Am avut prima repetiție și sunt destul de multișor și merg bine. E meritul domnului Valentin Boțu, cântărețul nostru de la Catedrală, care a dorit să motiveze și în acest sens tineretul și să implice. Pe urmă, cei care vin în altar sunt destul de numeroși. Bună oară, duminica aceasta am avut 14 tineri în altar, unul la strană. Mă temeam că nu o să ne ajungă veșmintele, că avem stihare pentru toți, dar slavă Domnului ne-au ajuns, ne-au și rămas și încă mai putem să primim și ne dorim să primim cât mai mulți. Și ce se întâmplă foarte frumos e faptul că cei mari îi instruiesc și cumva îi adoptă pe cei mai mici, în așa fel încât există întotdeauna o activitate în aceasta de transmitere a unor lucruri frumoase. Și o mântie din asta locală, fiecare tânăr are în grijă lui un alt tânăr mai tânăr decât el, pe care îl instruiește, și fiecare are ceva de făcut. La noi nu se plictisește nimeni în decursul slujbei. Unul aprinde o lumânare, unul vine cu cădelnița, celălalt aduce pomelnicul, celălalt vine cu prescura. Fiecare are ceva de făcut și atunci nu există ideea asta de marasm în slujire. Poate că în alte părți s-ar fi putut să apară. În țară nu erau atât de dinamice activități. Eu nu mă amintesc în comunitățile pe care le-am frecventat eu să fi fost atât de mulți tineri. Dar cel puțin din punctul de vedere există și există dorința lor. Dacă i-ați fi văzut și astăzi dimineață, duminica aceasta, dacă i-ați fi văzut la ora 8:30, am avut deja 2 tineri care au apărut. La și 40 au venit. Mai mult e o bucurie când e preasfințitul cu noi, pentru că atunci vin și mai dimineață, se pregătesc și fiecare și are rolul. Unul prinde mantia, unul ia toiagul, unul duce dichierul, unul duce tricherul și de obicei și cam știu locurile sau mai fac înțelegere între ei. Lasă-mă pe mine să duc astăzi dichierul, că nu l-am dus duminica trecută. Și e foarte interesant cum socializează ei și cum se organizează și atât de multe lucruri avem de învățat de la ei. Pentru copii nu-i capătul lumii dacă s-au certat de mama focului cu o zi înainte, că se împacă a doua zi la biserică, știu să socializeze și să comunice mai bine decât adulții și ne dau lecții. Pe urmă, având aici o filieră puternică ROIA, Romanian Orthodox Youth of America, vicepreședintele pe Canada este proaspăt ales în mandat și este Valentin Cioan, al nostru de la Catedrală. E dintr-o familie extraordinară și el și fratele lui David sunt tineri nelipsiți de la biserică atunci când sunt acasă. Și de multe ori vara aceasta, când amândoi au lucrat în Sagne, la vreo 500 de kilometri de aici, își făceau timp să vină weekendurile acasă și cea mai mare parte a weekendurilor petreceau cu noi la biserică. Adică veneau vineri seara, sâmbătă erau la slujbă, dimineața și la vecernie, duminică la slujbă și după plecau înapoi. Deci timpul petrecut în familie era de fapt la biserică. Dar veneau întreaga familie și asta spune mult și despre modul în care i-au educat părinții. E bine, partea frumoasă este că acești tineri se organizează singuri. Valentin este liderul nostru, dar în sensul acela frumos, că îi adună și animă pe tinerii ceilalți. Și până oară, asta iarnă au ieșit tinerii la tot felul de activități din acestea de sezon. Și de multe ori ne-am trezit invitați, noi ne organizăm pe sâmbătă, ieșim la sanie. Veniți, scriau preasfințele, îmi scriau mie și ne organizam și mergeam. Sau acum astă vară s-au făcut câteva meciuri de fotbal foarte, foarte frumoase, reușite. Un lucru care merită menționat e faptul că aceste activități reunesc nu doar tineri din parohia noastră. Copiii se adună atât de frumos și se organizează atât de frumos încât de multe ori vin și tineri de la parohiile din vecini, de la parohiile de la Vatra. Nu există neapărat prietenile dintre tineri nu sunt legate de animozitățile care poate că de multe ori ar exista între adulți, ci cred că deci trebuie să pornească dialogul nostru despre unitate. Am avut o surpriză extraordinară. În duminica a treia din postul mare, de duminica crucii, s-a nimerit să fie și doamna profesor dr. Corina Zosin și am zis hai să învățăm ceva bisericesc. Și dânsa avea un pedagog extraordinar, scurt, pe doi s-a mobilizat și i-a învățat troparul crucii. Ei, după ce că au stat copiii până la vreo 10 și ceva seara, nu mai știam cum se trimit acasă, ne-am început la 7 cateheza, când au ieșit, mă uitam, erau mașinile parcate în vecinătatea catedralei, unele chiar destul de departe, au ieșit pe stradă cântând Mântuiește, Doamne, poporul tău. Le plăcea și ritmul, le plăcea și melodia, învățaseră și versurile. Unde mai găsești? Nici măcar în România nu prea mai găsește astfel de tineri. Și tinerii noștri din zonă, toți cei care sunt de vârsta lor, în deopște sâmbătă seara, nici prin gând le trece să fie la biserică. Asta e frumusețea, că ei vor să vină, că se regăsesc în biserică, că încercăm să le creăm contextul, inclusiv sub aspect cultural. Avem o bibliotecă pe care încercăm să le punem la dispoziție
avem dialoguri, avem diferite activități împreună cu ei. Duminica aceasta a fost un campionat de șah, au venit 30 de tineri din toată zona Morealului și am făcut un parteneriat și cu asociațiile culturale din zonă, cu școala Junimea, cu un ziar românesc de aici, unul dintre cele mai importante, Zigzag Român-Canadian. Și au venit, s-au organizat, au venit și foarte mulți părinți și am încercat cumva să arătăm că biserica poate să fie și o tribună pentru astfel de idei. Pe urmă, tinerii noștri sunt prezenți și la activitățile acestea care țin de românism. Vara aceasta au fost câteva așezători din acestea foarte, foarte frumoase. Am avut plăcerea să particip ca delegat al Preasfințitului la Val David și a fost o deosebită plăcere să-i vezi pe tinerii noștri jucând jocuri românești, încingând o sârbă așa cum se cade, lucruri la care nu m-aș fi așteptat neapărat și au fost foarte spontani. Și foarte frumos e că tinerii noștri sunt extrem de spontani și de multe ori avem de învățat din modul în care știu ei să se comporte în spontaneitatea lor. Păi știți foarte bine taberele pe care le organizează Episcopia prin Departamentul de Education, prin diferitele manifestări parohiale, sunt și ele minunate și socotesc că ele vin să creeze legături între tineri. Valicioană, vicepreședintele nostru, Roia, este un produs al acestor tabere. El s-a descoperit pe sine mai aproape de biserică prin intermediul taberelor și avem foarte mulți tineri care au devenit ceea ce sunt în biserică datorită acestor tabere și întruniri. Și mai mult decât atât, avem câteva familii care s-au închegat acolo pentru că tinerii s-au cunoscut, au ținut legătura și iată că s-a ajuns inclusiv fostul președinte al Roia, care este din Statele Unite și a cunoscut soția, dacă mi-aduc eu bine aminte, la o astfel de tabără. Bine, ne-a furat o credincioasă de noastră din Canada, dar nu ne supărăm pentru că cred că este reușită și acest lucru. Părinte Maxim, aș dori să mergem puțin mai departe pe aceeași idee și oarecum să legăm de o altă necesitate a parohilor românești aici din Canada, și anume de formarea slujitorilor Sfântului Altare, pentru că așa cum știm, distanța este mare față de casă, de România. Această societate are un specific aparte și, din păcate, atunci când un preot vine din România, dacă vine la o anumită vârstă, îi va fi destul de greu să se acomodeze cu realitatea din teren, să spunem. Și pentru că vorbeați așa de frumos de acești tineri care sunt în căutarea bisericii, aș vrea să vă provoc puțin să vorbiți despre un proiect nou care recent a primit și binecuvântarea Sfântului Sinod, a Sfântului Patriarh Daniel, și mulțumim pe această cale, și anume despre Centrul de Formare Sfântul Maxim Mărturisitor. Ne puteți spune așa, ne puteți creiona în câteva cuvinte, să ne spuneți, să ne explicați ce este acest centru și care este scopul acestui centru până la urmă? Da, mulțumesc pentru provocare. Acum, înainte să vorbesc despre Centrul Sfântul Maxim, care e o mare bucurie și eu cred că e o mare izbândă a Episcopiei Canadei și mulțumim prea fericitului Părinte Patriar și preasfințiților și mai preasfințiților părinți că au aprobat funcționarea acestui centru. Trebuie să spunem că, pe de o parte, aici s-au iscat anumite vocații și, așa cum ziceți, procesul de acomodare e dificil. Nu știu la ce vârstă ați venit dumneavoastră în Canada. Eu am venit la 30 de ani și a durat destul de mult și încă mai durează acest proces de acomodare cu anumite lucruri care definesc realitățile de aici. Dacă cineva vine la o vârstă și mai înaintată decât a mea, nu că aș fi o tare bătrân, cred că procesul este și mai anevăsit. Depinde și de firea omului, ci de așteptările pe care le are. Eu n-am avut așteptări și a fost dificil, dar s-ar putea într-adevăr să fie un lucru de oarecare dificultate. Am avut și acum vocații în episcopie și pentru teologie și acești tineri s-au înscris la diferite facultăți. La Facultatea de Teologie de la Iași avem unul sau doi tineri, la Facultatea de Teologie de la Sibiu și la Arad avem doi sau trei tineri. Și cred că mai avem și la Constanța unul sau doi, nu știu sigur. Ideea este că sunt puțini și sunt împărțiți pe mai multe centre. Deocamdată problema aceasta n-a fost rezolvată pentru că noi nu avem posibilitatea să îi școlim la nivelul acesta BACE, la nivelul licență. Dar poate că în viitor, dacă Sfântul Sinod va binecuvânta, vom avea și această posibilitate. Pentru moment, prin Centrul Sfântul Maxim ne-am gândit la câteva nevoi extrem de pragmatice. Pe de o parte, nevoia de a forma cateheții pentru școlile duminicale, lucru care este cât se poate de esențial pentru noi și atunci asta ne va permite că făcând niște cursuri catehetice de bună calitate la rândul lor, ei vor merge în parohii și vor transmite o învățătură de credință clară, nedistorsionată și cât se poate de frumoasă ca și formulare și ca și punere în pagină. Pe de altă parte, ne gândim la formarea continuă a preoților. Noi avem aici preoți bine pregătiți, de obște și oameni care fac foarte multe lucruri. Dumneavoastră știți, a fi preot în Canada, în rare situații, reprezintă ocupația de bază și singura ocupație. Aici suntem puși de multe ori în situații de a face și altceva. Eu încă n-am avut
această posibilitate, pentru că nu îmi dă voie legea, dar probabil că după ce vor trece acei ani în care permisul de muncă va îngădui să am o mai mare larghețe și eu va trebui să găsesc ceva de făcut în vederea susținerii. Și atunci e foarte important ca și preoții noștri care au și un al doilea job, care fac și alte activitate, să fie incluși în ceea ce înseamnă long life learning, adică în acea formare profesională continuă. În țară aceste lucruri se fac instituționalizat, sub forma gradelor profesionale, sub forma exercițiilor spirituale care se petrec. Eu țin minte, la noi la Cluj, în arhiepiscopie, se petreceau anual și o serie din preoții tineri erau duși în fiecare an, în așa fel încât cel puțin la 2 sau 3 ani ei să facă acele exerciții spirituale de o săptămână, două, trei, la o mănăstire, unde să ia contact cu întâlniri cu duhovnici, cu profesori universitari, să mai pună mâna pe o carte, să mai discute anumite lucruri. Ei, acest lucru cred că îl putem împlini și noi, îl putem înfăptui și noi în Centrul Sfântul Maxim, alături de multe alte cursuri care țin de o formare post-universitară. Ne dorim să vedem un pic cum se va contura acest proiect întru totul, pentru că abia a primit aprobarea, și să vedem un pic în cadrele pe care Sfântul Sinod le-a oferit, să facem acest lucru, să oferim o formare, să conturăm aceste vocații, pentru că la rândul acestei vocații, la rândul lor, să își dorească să meargă mai departe, să urmeze calea teologică. Avem vocații, avem deja și pentru anul viitor câteva, și de la catedrală, câteva vocații care și-au exprimat dorința de a studia teologia. Ei, aceștia vor trebui, pe de o parte, pregătiți și aici, pentru că nu vor putea să participe și e foarte dificil să-i duci dincolo de ocean. Chiar și așa, forma aceasta de licență este încă dificilă și eu încă sper că Sfântul Sinod va găsi la un moment dat o cale cu îngăduință să ne dea voie, având oamenii pregătiți, pentru că suntem aici oameni pregătiți. Avem pe doamna profesor Adriana Bară, care predă la Universitatea Concordia. Părintele Dragoș de la Windsor are două doctorate, a predat și el la McGill, parcă la Universitatea McGill, care e una de prestigiu. Cel care vă vorbește are și el două doctorate, unul în sociologie și unul în teologie. Și mai sunt în episcopia noastră oameni cu pregătire, foarte bine pregătiți și cu vocație didactică, și avem și în consiliu parcal și nu numai. Și atunci probabil că am avea contextul de a-i forma noi înșine. Când Sfântul Sinod va decide acest lucru și dacă va decide, acest lucru ne va fi de mare ajutor. Pe de o parte, ar trebui luat în considerare și faptul că e atât de trist și de dificil să trimiți 10 oameni la 15 facultăți, să-i împarți în toată țara, pentru că sunt vocații diferite și până la urmă, dacă i-am ține pe toți împreună, am reușit să creăm și sentimentul acesta de coeziune mai puternic. Noi prin Centrul Sfântul Maxim reușim să facem ceea ce se poate. Formarea continuă, gradele profesionale pentru preoți atunci când va fi nevoie și partea aceasta de cateheză. Și mai există o latură de cercetare pe care vom avea foarte mult de lucru, dacă ajută Bunul Dumnezeu. Eu, de exemplu, am cerut și am și primit aprobarea și probabil că va trebui să lucrăm împreună cu dumneavoastră, să constituim un colectiv pe dosarele de urmărire ale unora dintre preoții care au slujit în Canada. Mă gândesc aici la Părintele Mitropolit Bartolomeu și la perioada de la Windsor, la Părintele Felix Dumneag, la Părintele Vasilachi, la Părintele Ciurea și cred că mai există unul sau două nume pe care le-am cerut acolo. Mi s-a comunicat de la CNSAS că există 47 de dosare care trebuie văzute. Pe de o parte, cercetarea asta va veni să scrie o pagină în istoria a ceea ce va deveni ulterior Episcopia Ortodoxă Română a Canadei. Pe de altă parte, socotesc că e importantă și pentru a răspunde unora care ne-au acuzat, pentru că, cu precădere în perioada comunistă, s-au vehiculat tot felul de acuzații. Că au fost într-un fel, că au fost, probabil că între ei or fi fost și unii oameni care au făcut pasul. E discutabil în ce măsură au avut sau nu au avut și, cu siguranță, chiar dacă au existat, acei oameni au trecut porțile veșnicii în mare măsură. Ideea este că au fost și ai noștri foarte urmăriți și e lucru pe care vreau să insist foarte mult, pentru că a existat un mecanism cât se poate de draconic al securității prin care s-a încercat șantajarea, racolarea, urmărirea lor și toate aceste lucruri pot fi văzute. Eu le-am văzut bunăoară în cazul Virgil Gheorghiu, care era preot la Paris, și în cazul lui Andrei Scrima, care a fost o personalitate extraordinară, cu anvergură ecumenică. Deci dacă pe urmele unui om ca Gheorghiu se puneau 8 sau 10 informatori în mod constant, iar pe urmele lui Scrima erau cel puțin 12 care dădeau note informative, sunt sigur că și o personalitate tale al Mitropolitului Anania sau Părintele Vasilachi aveau urmăritori și e important să vedem care au fost mecanismele, cum au fost ei urmăriți, cum le-a șlefuit profilul spiritual sau moral. Și va fi un task al Centrului Sfântul Maxim să redescopere istoria acestor parohii din Canada și prin prisma acestor lucruri. Parțial avem istoria, chestiunea cu Boianul deja a fost valorificată, acolo au fost primele comunități, iau și un muzeu acolo. Da. Ceea ce acela e un aspect pe care îl avem. Vom încerca să măsurăm care se poate să reevaluăm istoriografic anumite realități și să vedem care este utilitatea practică și cum ne poate ajuta istoria să mergem înainte, pentru că istoria nu înseamnă doar
asumarea unor realități și lăsarea lor în stadiu de realitate, ci mai degrabă asumarea unor învățăminte care să ne permită să evoluăm ulterior. Iar toate aceste lucruri cred că vor fi utile și vor fi primele task-uri. Acum vom vedea ceva mai decide preasfințită, pentru că dânsul este cel care dă direcția mare de cercetare și de mers a centrului de studii, dar pentru noi e o mare bucurie că Centrul Sfântul Maxim a fost aprobat în forma aceasta și că el ne permite să avem o umbrelă instituțională, am putea să spunem, sub care să funcționăm și din perspectiva aceasta academică și teologică și catehetică și de formare. Pentru că e mare nevoie aici, într-o societate în care valorile sunt uneori răsturnate, în care biserica are o dimensiune identitară, să ne formăm corespunzător și să insistăm pe principiile și pe aceste lucruri care, la un moment dat, nu ne definesc doar pe noi, ci pot să contribuie la bunul mers al lumii în care noi înșine suntem chemați să trăim. Vă mulțumesc frumos, Părinte Maxim. Aș dori să ne întoarcem puțin la această latură a spiritualității, pentru că este foarte important să vorbim și despre ce, și de fapt aceasta este și întrebarea următoare. Care credeți că este rolul bisericii noastre, ortodoxe române, în contextul multietnic și multireligios din Canada, pe de o parte, și pe de altă parte, ce aduce în plus, din punct de vedere duhovnicesc, spiritualitatea noastră românească aici, în această societate? Mulțumesc! Asta e o întrebare foarte complexă despre care cred că am putea vorbi măcar vreo 5 sau 6 interviuri. Ne rezumăm la unul singur. Da, știți ce e important? În primul rând, în contextul canadian, orice formă de spiritualitate creștină este importantă. Noi o știm pentru că trăim aici, cât de arid este acest spațiu și cât de multe eforturi se fac când ai dezrădăcina pe oameni de anumite principii. Tot ceea ce s-a clădit în Canada, sub aspect educațional, cultural, până nu de mult, până prin anii 60-70, la acea revoluție tranquilă, cum i-au zis ei, este meritul Bisericii Catolice. Și astăzi ei vin să dea de pământ cu tot ceea ce înseamnă cultura și spiritualitatea catolică, pe motiv că s-au făcut anumite erori. Cu adevărat s-au făcut erori, au existat anumite probleme, în tot contextul acesta au existat oameni care au făcut greșeli, dar probabil că ar trebui studiat fiecare caz în parte și nu generalizat. Și aici mi se pare că se greșește în abordare și că există o miză, e o abordare tezistă, cum ziceam noi în istoriografie, pentru că cineva își dorește să scoată acele valori pe care catolicismul le-a adus cu sine, pentru că totuși catolicismul vine cu o morală, îți vine cu o stabilitate socială și să pună în loc ce? Știți foarte bine ce se pune în loc în școlile canadiene. O ideologie gender, tot felul de lucruri care țin de îndoctrinarea copiilor de la vârste mici cu tot felul de lucruri care nu sunt neapărat fericite și pe care nu le împărtășim. Și atunci noi reprezentăm alternativa. Din fericire, spațiu ortodox românesc este încă unul dinamic. Noi mai avem tineri pe care putem să-i formăm și cărora le putem insufla o anumită alternativă. Pe de altă parte, ortodoxia a adus cu ea niște valori. Citeam de unăzi pastorale mitropolitului Filip Saliba, nu știu dacă ați auzit de el. Acest Filip Saliba a fost unul dintre mari mitropoliți antiohieni ai Americii și a reușit să unifice pe americani în contextul unei mari schisme. Și ideea pe care miza Filip Saliba, care mie mi se pare un personaj fantastic și insuficient investigat, el a reușit să convertească la un moment dat vreo 20 de pastori care au venit cu tot cu comunitățile lor la ortodoxie, bineînțeles după ce grecii, care în felul lor, în frunte cu patriarhul ecumenic, au avut o atitudine destul de urcioasă față de ei. Ce vin ăștia protestanți să ne spună nouă că vor să treacă la ortodox? Și Saliba i-a primit cu tot cu comunități, i-a educat, i-a școlit, i-a format și a reușit să creeze niște nuclee foarte frumoase care astăzi sunt de Patriarhia Antiohiei. Este meritul lui și în același timp a reușit să rezolve schismele interne. A fost ales mitropolit la o vârstă relativ tânără, la un 34 sau 35 de ani și a avut o pastorație foarte lungă, a murit prin 2002. Și el spunea așa, zice, noi când am fost alungați de către turci, au plecat din cauza turcilor, din Siria, din Liban, în timpul războiilor și ne-au încercat să ne islamizeze, am venit în pribegie. Dar am adus cu noi niște principii morale care sunt sănătoase și pe acestea trebuie să le conservăm. Indiferent de celelalte sacrificii, principiile noastre morale trebuie să le conservăm. Și pornind de la ceea ce zice mitropolitul Filip, aș veni și eu să vă spun că noi aducem cu noi niște principii sănătoase. Biserica Ortodoxă este clădită pe temelia apostolilor și pe învățătura Scripturii și aduce în spațiul românesc, ea a fost cea care a adus stabilitate și încă mai aduce. În ciuda tuturor atacurilor care există și acolo, la adresa ortodoxiei, la adresa ceea ce însemnăm noi ca și formă în aceasta de alternativă la anumite principii. Iar aceste principii noi le-am adus cu noi. Ele sunt cele care ne definesc, care ne dau o dimensiune identitară și ne dau valoare. Și toți ceilalți din jurul nostru au de câștigat dacă noi rămânem ortodoxi români în contextul canadian. Sigur, însușindu-ne limba, respectând principiile și aspectele de tradiție acestor
culturi și învățând și noi, un lucru pe care mi l-au spus benedictinii și căruia îi subscriu întru totul, anume că o identitate nu se afirmă niciodată împotriva unei alte identități, ci alături. Pentru că crescând împreună, toate aceste identități, ele aduc o bogăție extraordinară. Canadienii sunt de toate națiile. Noi suntem o țară aici de cumva de melanj. Suntem din toate națiile. Au adus aici oameni de import tocmai ca să susțină un sistem economic care încă este funcțional și este cât se poate de rodnic. E bine, antiohenii au venit cu ideile lor. Musulmanii au venit cu spiritualitatea lor. Cei care erau ai locului, bunoară, cei din Quebec, au venit și încă mai au, cei care sunt efectiv din rămași din vremurile de altă dată, încă mai au principiile lor. Tinerii de astăzi vin cu alte idei, cu alte gânduri. Dacă noi reușim să conviețim cu valorile noastre și cu toate aceste lucruri, ceilalți privind la noi au posibilitatea să se îmbogățească. Și cred că acesta va fi într-o formă sau alta meritul ortodoxiei românești. Noi, pe lângă aspectul acesta identitar, pentru noi ca români, ortodoxia este identitară, pentru că strănepoții noștri, când vor uita limba română, vor mai rămâne români prin faptul că se vor ruga la Dumnezeu în variantă ortodoxă. E un lucru pe care îl văd la diaspore care sunt la 5-a, 6-a generație și care au rămas români, chiar dacă nu mai vorbesc limba, în Ungaria, bunăoară, făceam un interviu cu preasfințitul Silvan al Ungariei și ei nu mai știu limba română decât puțin. Au mai rămas bătrânii care vorbesc românești, dar merg la biserică, se roagă în limba lor, dar au rămas ortodoxi. Și elementul care îi definește ca fiind români, fără să fim neapărat filetiști, că nu ne pune nimeni să se urâm pe ceilalți că sunt altfel, dar în același timp ne obligă identitatea noastră și faptul de a fi într-o formă sau alta, de a ne defini pe noi înșine, de a rămâne cumva ortodoxi. Nu? Ceea ce zicea Nae Ionescu, se aplică, poate că nu atât de mult astăzi în România, unde majoritatea este ortodoxă, cel puțin teoretic, cât aici. Aici a fi român înseamnă apodictic a fi și ortodox și majoritatea oamenilor simt lucrul acesta, pentru că biserica suplinește nevoia lor de socializare, de foarte multe ori nevoia lor culturală, pentru că aici, când vrei să auzi o limbă română bine vorbită, asculți o predică rostită bine, în Canada. Când vrei să ai parte de un eveniment cultural, de obicei te duci la o biserică. Chiar și asociațiile culturale, când fac o activitate bună și de anvergură, o fac în parteneriat cu bisericile, într-o formă sau alta. Când vrei să ai acces la niște oameni care să te ajute să rezolvi problema, te duci la biserică. Noi avem legături cu consulatele, avem legături cu ambasadele, avem legături cu toate aceste organe care pot să-i susțină pe oameni și avem oameni care pot să te ajute. Și o fac dezinteresat. Nicăieri în altă parte, în Canada, nimeni nu o să te ajute dezinteresat decât în biserică. Și iată câteva lucruri pentru care Biserica Ortodoxă vine să facă o misiune frumoasă și este cumva meritul nostru, faptul că s-au creat conexiuni. Noi, v-am spus, am avut campionatul de șah. Și campionatul acesta de șah a pus pentru prima dată împreună câteva asociații care desfășoară activități aproape de un fel. Dar niciodată nu s-au gândit să colaboreze și a trebuit să vină episcopia ortodoxă română a Canadei să le convoace, să zicem, domnule, voi faceți o activitate frumoasă din punctul acesta de vedere, nu vreți să facem în comun, să dăm o mai mare anvergură, facem un campionat de șah cu câțiva copilași. Ei, ne-am avut aproape 30, s-au dat premii frumoase, au venit atâți oameni numai să-și vadă copiii, nepoții. Și am arătat că biserica este capabilă să fie deschisă la faptul cultural, atât timp cât faptul cultural în sine este genuin. Că nu tot ceea ce se numește astăzi cultură poate fi subsumat actului cultural, să fie cu iertare. Am văzut manifestări ale trivialității puse sub emblema actului cultural. Nu subscriu acestor manifestări. Actul cultural în sine este cel care poate să fie găsit în biserică din motiv practic. Cult este cel care a dat naștere ideii de cultură. Și atunci adevărata cultură o să o recunoașteți în măsura în care ea poate să fie folosită și în biserică. Dar nu poate fi folosită în biserică, it's rubbish. Trimiteți-o la coșul de gunoi. Părinte Maxim, este foarte frumos ceea ce spuneți și aș vrea să vorbim puțin acum despre un alt aspect. Da, diaspora aduce provocările ei și întotdeauna pentru a înțelege pe deplin trebuie să venim aici efectiv, concret și să fim în prima linie și să muncim și într-adevăr, așa cum spunea și Sfinția voastră, inclusiv la noi la parohie, avem credincioși care sunt la a treia, a patra generație care și-au pierdut limba, bineînțeles, însă și-au păstrat acest specific ortodox și această identitate. Sunt conștienți că sunt români și să știți că își păstrează anumite tradiții și valori românești. Iar întrebarea mea următoare ar fi aceasta. Avem multiple activități pentru tineri și copii, dar să ne gândim cum vedeți dumneavoastră, în ce direcție
se îndreaptă biserica noastră de aici, din Canada românească, pentru că, într-adevăr, comunitatea parohială adună în jurul ei și toate celelalte instituții, organizații și tot ce se întâmplă interesant, am putea spune, se întâmplă în tinda bisericii. Dar să ne gândim pe viitor, peste 20 de ani, de exemplu, cum credeți că biserica va fi atunci, va arăta atunci? Mulțumesc pentru întrebare. Adevărul e că cred că n-am încheiat ceea ce vreau să spun, am lăsat așa o coadă de pește. Dacă noi ne trăim ca ortodoxi, frumusețea ortodoxiei, vom exporta acest model și în cadrul altor locații. Am avut bunoară convertiri și la noi, la care l-aveți și dumneavoastră, nu? Oameni care au venit de la catolici, au venit de la musulmani, s-au convertit la ortodoxiei văzând frumusețea slujbelor la noi. Și este un lucru, sau avem foarte mulți oameni ai locului chebecoși care vin la slujbele noastre, chiar dacă ei nu s-au convertit și au rămas catolici, dar zic, voi ne amintiți de ceea ce era catolicismul nostru înainte de doi Vatican. Și regăsim în voi mai mult, ne regăsim mai bine în ceea ce faceți voi decât în ceea ce face Biserica Catolică astăzi. Și avem câțiva oameni care vin tocmai din acest motiv și care fac parte dintre oamenii Quebecului de altă dată, dintre cei oameni care au crescut în niște valori și s-au format. Ei, cum va arăta biserica peste 20 de ani, asta depinde de noi până la un punct și de cei din viitor. Noi încercăm să-i formăm și asta e aspect esențial. Formăm tineri, formăm generația viitoare și ne gândim cu seriozitate, investim în ei. Eu le spun tot timpul credincioșilor mei să nu se supere dacă copiii sunt uneori mai gălăgioși, dacă mai fac și alte boacăne pe aici, pe acolo, dacă mai răstoarnă câte ceva prin altar. Asta este, se întâmplă, să ai noștri, nu s-au întâmplat să facă lucruri excesive. Dar în același timp pe tinerii noștri îi formăm cumva cu Duhul Blândeții și încercând să-i lăsăm pe ei să intuiască anumite lucruri. Spre deosebire, sistemul românesc, sistemul canadian învață să fie foarte intuitiv și dacă îi lași pe ei să descopere anumite lucruri, sunt mult mai interesați și mai mult decât atât devin adevărați apostoli. Un tânăr care a descoperit el însuși ce înseamnă slujba și cât de frumoasă și care a venit să te întrebe el despre anumite momente și cu care ai descoperit împreună esențialul Sfintei Liturghii, va merge și va spune altor 10 tineri, dintre care și chebecoși, ce frumos este la noi. Și chiar dacă ei vor privi cu suspiciune la un moment dat, poate că după 2-3 încercări de dialog vor zice, hai să vedem ce vrea și ciudatul ăsta, și vor ajunge să vadă și ei lucrurile frumoase care se întâmplă. Am avut experiența aceasta cu tinerii noștri. Pe unii a descurajat faptul că s-au dus și au vorbit cu cei din spațiul acesta și aproape că i-au ars pe rug, au zis, dar sunteți proști, mergeți la biserică, ce să căutați? Acolo sunt din ăștia, din aia, aveau deja niște categorii foarte clar delimitate și cumva într-un mod răutăcios delimitate. Dar pe de altă parte am avut și situații în care au mers, au fost priviți foarte cu suspiciune. Și după aceea au venit cu prietenii lor. Inclusiv la școala duminicală am avut la un moment dat un tânăr, cred că argentinian, catolic, de tradiție catolică, dar atât de frumos s-a comportat așa. A venit și la școala duminicală și a fost o mare bucurie. Și a venit o dată, a venit două ori, a venit de câteva și a fost o bucurie să-l avem împreună. Și iată, lucru, cred că așa va trebui să arate biserica. Primul și în primul rând trebuie să ne gândim și la aspectul acesta lingvistic. Noi deja am început să inserăm, cred că și noastră la Windsor aveți ectenii care se fac, rostim rugăciunile fundamentale în toate cele trei limbi. Noi le rostim în românește, în franceză și în engleză și este bucuria copiilor să iasă în față la momentul în care se rostește crezul sau Tatăl nostru și să fie ei cei care dau tonul și după ei să meargă întreaga comunitate. Și încet, încet, probabil că vom insera tot mai multe lucruri care țin de limba țării în care ne aflăm. Dar asta nu înseamnă că vom deveni mai puțin români, ci că doar că încercăm să ne adaptăm nevoilor pe care le au. Ceea ce este important să supraviețuiască nu este neapărat această închistare lingvistică, nu ne ghetoizăm ca biserică. Este important în măsura în care se poate să oferim posibilitatea ca omul să audă o limbă română de calitate, să vorbească o limbă română de calitate la biserică și să fie încurajat să facă acest lucru. Aveam bună oară o situație extraordinar de amuzantă la Chambezi. După slujbă a fost ceva parastas și doi copilași au început să vorbească atât de frumos lângă mine românește și zic, vă rog, vorbiți franceză, să mai prind și eu un pic de franceză. Au început să vorbească cu mine în franceză și bineînțeles că i-a prins mama sa și eu le-o cărpit câte două palme la amândoi. Să nu mai prind că vorbiți în franceză când sunt eu aici. Era căsătorită cu un om al locului din cantonul de Vaud. Mă duceau acasă de multe ori de la biserică la institut și mă punea să vorbesc, el vorbea franceză cu mine, eu trebuia să răspund românește, dacă înțelege treaba lui. Să nu vă prind că vorbiți cu el și încurajați francofonismele. Pe copii, bineînțeles că i-a pălit și când i-am spus că, doamne, eu i-am provocat, era cât pe ce să-mi dea și mie două perechi de palme, deci i-am provocat pe copii să vorbească în franceză la biserică. Nu cred că trebuie să ajungă neapărat la astfel de excese, dar e important să încurajăm să vorbească în românește. Și copiii noștri sunt așa drăgălași când vorbesc în românește la biserică, când vorbesc în românește între ei.
când stâlcesc cuvintele noastre românești, lăsați-i să o facă, e frumusețea lor. La un moment dat mă întreba un tânăr cu care am fost de curând la emisiune TV, să-l prezint, că e nou, am vorbit despre el. Da, dacă o să stâlcesc cuvinte, da, dacă nu o să-mi vine, nicio problemă, e farmecul tău, tu ești crescut aici. Lumea nu are așteptări de la tine să vorbești o românească academică de la înălțimea catedrei de universitar. Dar e frumoasă românească ta cu accentul tău de francez, cu patina timpului. Nu cred că e asta problema. Trebuie să lucrăm și sub aspectul acesta. Și probabil că biserica peste 20 de ani va fi așa un melanj între oameni care vorbesc francez, oameni care vorbesc românește. Dar e o frumusețe, asta e frumusețea diversității. Biserica Ortodoxă trebuie să învețe să redescopere diversitatea. Pentru că, în fapt, cel puțin până prin veacurile al 5-lea, al 6-lea, când bizantinii au uniformizat totul și au uniformizat latinii, au fost chiar un pic mai diversi, poate, decât noi istoricește vorbind, e până în momentul acela am experimentat diversitatea sub anumite aspecte și ne-a fost benefică această diversitate. Că unii slujau într-un fel, unii în altul, unii gândeau, dar ceea ce ne unea era dogma și dogma poate să rămână aceeași, dar să fie exprimată. Că nu, în vase diferite poți să pui același lucru și el capătă aceeași, are aceeași contenență, același volum, doar că este distribuit diferit în funcție de forma vasului. Mulțumesc, Părinte Maxim. Aș vrea puțin să vorbim acum, pentru că vorbea despre valori și despre faptul că aici în Canada Biserica Romano-Catolică a fost majoritară și și-a lăsat amprenta asupra credincioșilor și asupra oamenilor. Venim noi din România, din spațiul ortodox. Și vorbim foarte mult, preoții de la Amvon, desigur, dar și din practica bisericii din de zi cu zi. Puteți să ne spuneți dacă rugăciunea este un răspuns la probleme reale ale credincioșilor pe care sfinția voastră îi păstoriți, de exemplu? O da. Și nevoia de rugăciune se vede tot mai acut în societatea noastră, cu siguranță. Rugăciunea este, în urmă, nu numai un răspuns la nevoile și soluția la multe dintre problemele pe care ei le au. Pentru că de multe ori ne trezim față în față cu anumite lucruri pe care nu știm cum să le gestionăm. Și atunci, ce facem? Mie mi se întâmplă să mă rog împreună. Am văzut familii care se roagă împreună. Sau s-a întâmplat de multe ori să mă sune unii și alții, pentru că suntem în zona bisericii. Era 6-7 seara, lucram ceva la birou. Despre acasă, nu vreau să ne rugăm împreună. Și iată cum rugăciunea vine să unească. Eu cred, și un lucru pe care l-am spus și cu alte ocazii, că adevărata comunitate nu se creează la masă, unde lumea bârfește și se ceartă, nu se creează totdeauna pe terenul de fotbal. Sunt și aceste aspecte care au dimensiune comunitară. Dar adevărata comunitate se încheagă și se statornicește în rugăciune. Și de aceea nu o să vedeți la San Iubert Bunăoară oameni care se plâng că slujbele prea lungi, dimpotrivă, se plâng că nu facem destule privegheri de noapte, că am început acum să facem o slujbă de privegheri pe noapte, că nu facem destule liturghii, că am putea să facem nu doar patru, din băgate n-avem, eu aș face liturghie în fiecare zi, dar nu putem să omorâm cântărețul, că e numai unul și așa face suficient de multe și e extraordinar, se implică și în activitățile cu tinerii și în activitățile practice și în munca ce ține de tot ce înseamnă practic, acum se lucrează la infrastructura clădirii și la anumite lucruri și e omul nostru de bază în toate lucrurile. Și atunci încercăm să-l cruțăm și să facem partea de liturgică. De altă parte, eu sunt extrem de bucuros că de foarte multe ori mă gândesc la un lucru, apropo de rugăciune, n-am timp să-l verbalizez și mă trezesc că vine fie un credincios, fie domnul Valentin Cântărețul, fie tinerii vin cu ideea, dar părinte, nu vreți să facem așa? Și era exact la ceea ce mă gândisem, dar n-am avut timp încă să propun ca idee. Și e atât de frumos. Eu cred că asta e un răspuns la faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și că de multe ori comunicăm atunci când avem un gând bun și cu celălalt. Și că, la fel cum transmitem energii ciudate oamenilor care ne urăsc și pe care îi urâm, putem să transmitem și energii frumoase. Și energiile acestea creează o formă de comunitate și comuniune. Dacă sunt direcționate înspre Hristos, cred că asta e soluția. Și ca tare, da, rugăciunea trebuie să fie o formă de dialog și ea reprezintă soluția ieșirii din foarte multe crize. Că de multe ori te găsești singur aici și nu poți, nu e reliable cel cu care dorești să dialoghezi. Și atunci, cu adevărat, un partener de dialog în care poți să ai încredere este Dumnezeu. Și da, rugăciunea reprezintă nu neapărat răspunsul, cât mai degrabă soluția. Aș merge mai departe, nu doar răspunsul la problemă, ci chiar soluția la problemă. Pentru că de foarte multe ori ceea ce nu poți rezolva omenește, la nivelul unei crize personale, la nivelul unui raport instituțional, poți să rezolvi atunci când pui problema în fața lui Dumnezeu. Și poate că nu așa cum ți-ai fi dorit, ci mai bine. Mulțumesc frumos! Mergând mai departe pe această linie a rugăciunii și știm cu toții că Patriarhia Română anul acesta ne-a pus în vedere trei sfinți minunați: Sfântul Simeon Neul Teolog, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Paisie de la Neamț. Acești trei sfinți
în contextul nostru canadian, credeți că pot fi modele de viețuire creștină autentică pentru cei de lângă noi? Sigur. Eu nu cred neapărat că trebuie să luăm lucrurile în contextul istoric și să le aplicăm. Vedeți, în spațiul românesc, de foarte mult, nu știu exact cum e în Canada, dar noi preluăm ceea ce aduce Occidentul, ca și când s-ar petrece în Occident. Și avem dorința asta să transformăm cam patul lui Procust anumite realități. Asta se întâmplă în spațiul cultural, în spațiul filozofic, în istoriografie. Mă gândesc în orarea Lucian Boia, care vine cu modelul istoriografic al școlii franceze și îl aplică pe spațiul românesc și neglijează aspecte fundamentale. Francezii și-au publicat toate memoriile, toate documentele privitoare la cel de-al război mondial, până la cel de-al război mondial toate documentele și au reușit să scrie istoria vieții private și acele aspecte istoriografiei a vieții cotidiene, mai pe baza faptului că aveau toate sursele. Noi dacă încercăm să facem asta înainte să ne publicăm sursele, nu reușim să fim cât se poate de consistenți și creăm o inconsecvență. Ei bine, în spațiul acesta românesc se întâmplă de foarte multe ori să pliem și să preluăm ad literam anumite lucruri. Și asta se întâmplă și în abordarea canonică. De foarte multe ori luăm canonul propriu-zis, să-l aplicăm și omorâm, dăm în cap omului, pentru că canonul respectiv a fost scris într-o anumită realitate, într-un anumit context, a apărut o anumită problemă. Da, cu siguranță că Sfinții reprezintă modele și transmit anumite valori și trebuie privit înspre modelul Sfinților, pe de o parte ca viață și luat mesajul acelei vieți, că nu o să mai trăim noi cum a trăit Paisie Velicikovski în lavre cu 1000 de călugări. Bine ar fi să dea Dumnezeu să se întâmple, dar putem privi la Paisie Velicikovski și să luăm acolo modelul de jertfelnicie, de bună organizare, de creare a ideii de community, de teamworking, pe care de multe ori noi nu-l avem în Biserica Ortodoxă sub aspect administrativ. Om a fost un administrator extraordinar. Pe urmă, râmna aceea pentru a aduce în atenție cărți sfinte și a le actualiza limbajul. Paisie Velicikovski traduce Filocalia și o traduce în mai multe limbi și încurajează să o traducă, tocmai pentru că întâlnise anumite erori în limbajul în care fusese tradus anumiți sfinți părinți. Noi avem nevoie să reactualizăm anumite lucruri sub aspectul limbajului, să facem aceste lucruri și unul dintre modele cu siguranță poate fi Sfântul Paisie și toți ceilalți, de Palama, care este un om ce vine să ne vorbească despre modul în care se poate exprima credința în cadrele cele mai frumoase ale limbajului intelectual. Și faptul că credința nu e un lucru care se pretează doar băbuților cu năframă, cum se spune adesea, mergeți la biserică acolo voi și babele. Nu, nu. Credința este un fapt care poate fi exprimat în limbajul cel mai sofisticat, cel mai complex, dar pentru o anumită categorie și în momentul acela trebuie să o facă cei care sunt competenți să o facă. Cei care nu o fac pentru o altă categorie, ea poate să exprime același lucru și pentru unii și pentru alții, dar poate că într-un limbaj diferit. Vă mulțumesc frumos, Părinte Maxim, pentru că se apropie vremea ca să încheiem această întâlnire, ca și niște concluzii. Acum, în final, puteți să ne spuneți câteva cuvinte, să sumarizăm tot ceea ce am vorbit în această zi legat de rugăciunea și ortodoxia în contextul nostru canadian de aici, cam în mod concret ce ar trebui să le ținem noi. Revin la ceea ce am spus mai înainte, rugăciunea reprezintă nu doar răspunsul, ci și soluția la problemele noastre și în context canadian faptul de a fi român și ortodox reprezintă un atu și nici de cum un handicap și e un lucru la care trebuie să medităm intens și pe care trebuie să-l gândim în mod responsabil, în așa fel încât să-i determinăm pe tinerii noștri să simtă acest lucru ca pe o bucurie. Vă mulțumim frumos, Părinte Maxim, pentru timpul acordat astăzi. Nădăjduim că a fost un real folos celor care ne urmăresc. Le mulțumim și colegilor de la Doxologia care au făcut posibil realizarea acestui interviu și nădăjduim, desigur, că pe viitor putem să realizăm lucruri frumoase împreună aici în Nord America, în Canada, în mod special pentru noi, cei care locuim aici departe de casă, astfel încât cu toții să ne simțim conectați cu cei de acasă pe de-o parte și pe de altă parte să fim într-o permanentă comune cu Hristos, cu Mântuitorul nostru. Vă mulțumim frumos! Mulțumim și Doxologia pentru toate lucrurile frumoase pe care le pune la dispoziție și care ne fac să ne simțim mai aproape de casă și mai ancorați în realitățile pe care Dumnezeu ar vrea să le trăim cumva la superlativ. Mulțumim frumos!